Peste 42 de milioane de europeni sunt în șomaj temporar pe durata crizei cauzate de coronavirus, iar locurile lor de muncă depind de planul de recuperare al UE în valoare de 750 de miliarde de euro. Ca urmare, liderii europeni au responsabilitatea de a salva cât mai multe dintre aceste locuri de muncă prin adoptarea acestui plan. Cu alte cuvinte, s-a înregistrat un salt de 400.000 de, de oameni în șomajul permanent în doar o lună. Astfel, Europa de Nord și de Vest au înregistrat lovituri semnificative. Planul de recuperare are potențialul de a restabili în sfârșit încrederea în Europa pe care cetățenii și-au pierdut-o în ultima criză, dar suportul nu este bun dacă există doar pe hârtie. Banii trebuie să ajungă la timp la lucrători și companii pentru o diferență reală. Planul de recuperare este singurul mod de a garanta că Europa e dreaptă, ecologică și unită în aceste momente dificile. Statele Uniunii Europene cu cei mai mulți lucrători aflați în șomaș temporar sunt următoarele. Franța 11,3 milioane, Germania 10,1 milioane, Italia 8,3 milioane, Spania 4 milioane, Olanda 1,7 milioane, Austria 1,3 milioane, Belgia 1,3 milioane, România 1 milion, Irlanda 600 de mii, Croația 500 de mii.